De seara tuturor, sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Mesajele pe care le-ați primit, energia generală este 9 de foc, 9 de foc și cer și pământ. Interesant. Între cer și pământ s-a pus un blocaj. Un gard de foc. Nu știu ce vrea să spună asta, deși cred că dacă stau și mă gândesc, știu ce vrea să spună acest mesaj. Pentru cine are urechi de auzit, între cer și pământ s-a pus un gard de foc. Asta pentru că nouă de foc de obicei reprezintă pe cineva care stă în fața sau în spatele unui gard, a unor granițe. Granița dintre cer și pământ ia foc. În fine, trecând peste asta. Văd că aveți și la capătul setului de cărți semn de foc, regele de foc și regele de pământ și regele de foc, da? Regele de foc și regele de pământ și o alegere. O alegere care trebuie să fie făcută în cunoștință, în cunoaștere, în cunoașterea consecințelor. Alegerile pe care le facem ne determină acțiunile și acțiunile ne determină consecințele, da? Pe care le vom trăi mai devreme sau mai târziu. În fine. Alt mesaj. Unii aveți a face cu un semn de pământ care nu și-a deschis sufletul, deși există atracție unul față de altul, deși vă gândiți unul la celălalt. Evident că poate să fie și invers. Se poate ca asta pentru că scorpionul este marcat de Marte și simt că vă poate reprezenta pe voi acest simbol al focului, că sunteți marțieni într-o formă sau alta. Evident că poate să fie și invers, scorpionul să nu-și deschidă sufletul în fața unui semn de pământ. Nu că ar avea inima blocată, nu prea cred că scorpionii au inima blocată, deși este foarte posibil să se întâmple și așa ceva, depinde de hărțile natale ale fiecăruia. Dar un scorpion care încearcă cât de cât să fie adevărat, scorpion pur, dacă are sufletul blocat, l-are în fața anumitor persoane și în fața anumitor situații. Dacă l-are blocat. Asta am zis pentru că nouă de foc, în general, am zis, reprezintă un personaj care este în fața sau în spatele unui gard protector. Ați trecut prin multe și ideea este că prin ce ați trecut pe pământ, vă pregătiți șederea în rai. Sunteți la granița între pământ și rai. Și depinde foarte mult, nici nu mă așteptam să spun asemenea lucru, depinde foarte mult de felul în care împărtășiți iubirea, de felul în care vă iubiți, de felul în care oferiți dragoste. Acum vorbesc deja cu scorpionii care au intrat pe evoluție spirituală, da. Dacă simțiți că scorpionul sau scorpionca voastră nu rezonează, evident că nu intră pe această vibrație. E ok. În general, cei care ascultă aceste canale, în general, nu toți, dar știu că am abonați care își fac lucrarea de creștere spirituală și pentru ei am vorbit mai devreme, în mod special. Clar, există pasiune între semnul scorpionului, repet, semnificat și de foc acum, și cineva cu planete sau cu marcaj puternic în semne de pământ sau case de pământ. Însă această alegere este foarte grea de făcut. Pentru că trebuie lăsate niște tentații, tentații care apar sub forma mărului, iar mărul este material, nu este de foc, nu este de apă, e material. Niște tentații materiale ca să puteți face alegerea cea bună. Trebuie să găsiți momentul în care se deschid niște porți între cele două dimensiuni, interesant. Iar acum cred că vorbesc pentru un anumit tip de scorpioni. Văd trei portaluri, da? Trei ferestre sau trei porți. Am vorbit mai devreme despre cer și pământ, despre granița dintre cer și pământ. Există un culoar de trecere, da? Care face această legătură.
Uf, că tot am văzut. Vă recomand, este un film pe Netflix, un serial foarte. Eu l-am văzut în câteva zile, am văzut toate serialele. S-ar putea să vă placă unora. Este un serial turcesc, se numește The Gift, Darul. Este tradus. O să vă placă și o să înțelegeți ce vreau să spun. E o chestie interdimensională. Sau multidimensională, mai bine zis, între dimensiuni, mai exact. Între două dimensiuni, există această graniță care provoacă la un moment de alegere, un moment foarte dificil. Este zero, este punctul zero. De obicei este reprezentat în tarot de nebun, dar în acest set de cărți, acest moment de alegere este punctul zero. Unde alegeți să stați? Și iar vorbesc pentru cine are urechi de auzit. Unde alegeți să stați? Nouă este spiritual, este Jupiter. Jupiter își face tranzitul acum dintre Saturn, dintre casa Capricornului, semn de pământ, evident, și casa Vărsătorului. Vorbesc de Jupiter pentru că este numărul 9 și este și simbol de foc, da? Se face o trecere, acel portal, al treilea portal, da? Care vă ajută să treceți dintr-un spațiu în celălalt. Este un spațiu de tranzit. Știu că unii o să ziceți că vorbesc în dodii, dar asta e, când faci channeling și când faci altfel de tarot, vor veni altfel de mesaje. Repet, sper să fie pentru, nu sper, sunt conștientă că este pentru cei care înțeleg ce vreau să spun, da? A, că e un semn de pământ față de care nu aveți deschidere, pe care ați blocat niște motive, poate să fie și invers, iar pentru că există un blocaj, într-adevăr, cineva blochează comunicarea cu un suflet pereche, un suflet față de care aveți o comunicare profundă emoțională și mentală, și mentală, și cu care vă puteți transforma împreună, da, 2-2. Iar este oglindire. Interesant. 9 și 11. E un loc de tranzit, o perioadă de tranzit între șederea voastră pe pământ și pregătirea pentru cei care vreți să intrați în dimensiunea acea înaltă, da? Regele ăsta de pământ, regele de foc, pe care simt că îl reprezentați voi. Iar este. Sunt două forțe diferite. Unul reprezintă abundența terestră, celălalt o abundență spirituală. Aveți încredere în ceea ce vreți să manifestați, în alegerea pe care o faceți, dar nu doar încredere. Dragii mei, trebuie să aveți cunoaștere, este knowledge, cunoștință. Trebuie să aveți cunoaștere, să fi citit niște lucruri sau măcar să fie ascultat. Și eventual să înțelegeți, ia uite, moarte și renaștere, că tot vorbim de scorpion, să înțelegeți că în cealaltă dimensiune vă nașteți într-o nouă formă. Da, trebuie să lăsați în urmă și niște dezamăgiri. Ați fost, v-ați însingurat, unii dintre voi, dar cei care v-ați însingurat, a fost cu un scop ca să vă ridicați în vibrație, să aveți parte de cunoaștere, de cunoștință, de transformare. Și acum este un moment important. Ce alegeți? Ce vreți să manifestați? O cale spirituală, o cale a luminii sau o cale materială, nu neapărat a întunericului, a proiecțiilor. Pentru că materia nu strălucește, ea reflectă lumina soarelui, într-o formă sau alta. Da, asta e, nu vă place, vreți să aflați alte lucruri pământești, căutați alt canal, deocamdată ăsta a fost mesajul. Ia uite, sunt niște minciuni de care trebuie să vă debarasați, care trebuie să le înțelegeți. Eremitul. Trebuie să faceți lumină în niște strategii mentale cu care aveți de-a face. Cavalerul de cupe și valetul de cupe. Dezamăgiri. Iar comunicarea asta de la suflet la suflet cu cineva. Dar o comunicare care până acum v-a adus dezamăgire. Pentru că cineva n-a putut să aleagă, unul dintre voi n-a putut să aleagă
calea adevărată. Și această dezamăgire, repet, a dus la însingurare, cum a fost mai devreme, dar a dus la însingurare. Însingurarea aceasta duce la cunoaștere, la autocunoaștere. Și în momentul în care reușești să vezi lumina în întuneric, înțelegi și strategiile celor din jur. Încercați să nu vă mințiți cu mincinosul în privința acestei lecții spirituale, eremitul. Pentru unii, trebuie să spun și asta, că place, că nu place, există o strategie mentală legată de cineva cu marcaj în fecioară. Acum strategia poate să varieze. Ce ar putea să însemne, ar trebui să clarific. Dar există o strategie. Mai e un alt mesaj. Cineva fuge de autocunoaștere. Din păcate, e o alegere greșită. Că vorbim de alegeri, cine fuge de autocunoaștere, de introspecție, de această cale către lumină prin întuneric, fuge de vindecare. Doi valeți, da? Unul, cel care fuge, nu poate să vindece cuplu în sine, nu doar pe el. Faptul că nu se vindecă, nu poate să vindece cuplu, relația în sine. Și din cauza asta apar blocajele. Iar pentru cine vorbesc, pentru cine vrea să audă, pentru cine vrea să înțeleagă, Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Posibil cineva v-a și blocat. Scorpion. Dar uneori în timpul etalărilor personale mai vin și altfel de mesaje pentru cei care le înțeleg. Voi, uite, moartea, nașterea și renașterea. 4 de spade, 7 de cupe. În prezent, 2 de monede, iar alegeri, iar izolare, iar tăcere, eremitul. Ia uite, dezamăgire. În viitor, valetul de cupe, diavolul. Ce era să zic un cuvânt cu F. Și 8 de monede. Oh, e frumos că urmează împărăteasa undeva mai încolo. Cu fi luna asta, cu fi luna următoare. Da. În prezent apare asul de spade. Aveți nevoie de adevăr într-o situație pe care n-ați înțeles-o. N-ați înțeles-o pentru că cineva care posibil, foarte posibil, e căsătorit sau căsătorit cu munca, cineva face niște jocuri mentale sau nu vrea să spună adevărul într-o poveste de familie. Și uite așa apar jocurile mentale, apare și blocajul, ia uite, 9 de foc. Acest semn de pământ, nu musai, dar sau cineva cu marcaj puternic în capricor sau în alte semne de pământ, blochează accesul la el, la ea, e o regină, da? Și apar gardurile de protecție din cauză că are niște probleme în familie. Asta pentru că văd cartea egoului, a discuțiilor, a argumentelor. Și voi nu știți despre lucrurile astea și trebuie să aflați asul de spade. Trebuie să aveți victorie. Dar cum aveți victorie? Conectându-vă la intuiția voastră, că sunteți semne de scorpioni. Dacă nici voi nu aveți intuiție, cine mai are intuiție, da? Posibil, mare grijă, să nu știți că cineva acasă vă bârfește. Acasă, familie, neamul vostru, da, din neamul vostru vă bârfește cineva. Sau face niște jocuri mentale pe acolo legate de moșteniri, de ceva. Că tu discutăm de garduri, de granițe, de moșteniri, de împărțiri. Asta pentru că vă l-am dat și justiția. Eventual face discuții, blochează accesul sau comentează ceva în fața mamei voastre sau a soției sau ceva. Da. Așa simt să transmit, sper să fie pentru cineva, nu sper, sunt convinsă că e pentru cineva. Însă aveți nevoie de adevăr. Iar adevărul vă eliberează, ne eliberează, ne aduce victoria. Alt mesaj. Un semn de aer a ținut secret, iar niște chestiuni care țin de familia lor. Din acest motiv s-a manifestat blocajul.
Și jocurile mentale pe care le-ați resimțit, un semn de aer. Cei care ați avut de-a face cu un semn de aer. Evident că poate să fie și invers, nu vă supărați, eu vorbesc acum pentru scorpion. Întotdeauna într-o etalare se poate să apăreți voi, nu persoana la care vă gândiți. În fine. În trecut, moartea, 4 de spade și 7 de cupe. Ați murit și ați reînviat. Scorpionilor, ați trecut și printr-o boală. O boală. Însă, pentru că pentru mine 4 de spade, cartea eremitului, varianta mică, în această perioadă de boală cruntă, pentru unii aproape fatal, aproape pentru că ați renăscut. Ați renăscut către spiritualitate, de-aia am zis că vorbesc cu cineva care trebuie să aleagă între pământ și cer. E o cale de tranzit, că nu poți să treci sub de pe pământ direct în cer, da? E o cale de tranzit și calea aceasta de tranzit este spirituală. Ați observat, interesant, 7 de cupe de obicei înseamnă iluzii, confuzii, opțiuni. Însă în acest moment sugerează o carte a visurilor. Unii dintre voi ați visat această renaștere, această salvare mentală, conectându-vă la o latură aparent iluzorie. Ați avut niște viziuni, unii dintre voi. Iar nu citesc cărțile clasic și o să fie pentru cine e de auzit. Interesant mesajul. Alții a trăit niște iluzii și confuzii în casa a șaptea, a relațiilor, a contractelor, relațiile de zi cu zi cu partenerul de viață sau cu cei cu care lucrați. Casa a șaptea poate să fie și partenerii de lucru, da? Ați avut niște iluzii, confuzii pe care a trebuit să le ordonați pentru că v-au afectat sănătatea în familie, în casa a patra. Voi, scorpionilor, înțelegeți mesajul. Alt mesaj. Voi, scorpionilor, care ați avut la un moment dat în viață un semn de aer, v-a adus confuzia acest semn de aer. Acest semn de aer a avut opțiuni. Sau chiar dacă n-a avut opțiuni, v-a creat confuzii. Nu a fost o comunicare eficientă și de la suflet la suflet, da? S-a tăcut, pentru că e o carte a tăcerii 4 de spade. Dar tăcerea asta a dus la renașterea voastră într-un fel sau altul sau v-a chemat să înțelegeți. Dom'le, dar eu ce vreau în relații în casa a șaptea? Ce vreau în familie în casa a patra? Da? Ce vreau? Cu alte cuvinte, toată situația asta a fost o lecție și este o lecție spirituală. Acum în prezent aveți 2 de monede, eremitul și 3 de spade. Iar sunteți tăcuți. Acum citesc cartea de ca și când sunteți voi. Sunteți tăcuți, vreți să faceți lumină într-o situație în care cineva v-a jonglat, ați simțit că între sau poate și voi ați avut două situații, două personaje la care v-ați gândit, nu musai ați și acționat, da? Nu musai. Dar acest dezechilibru trebuie înțeles în tăcere. Altfel, veți manifesta în continuare dezamăgire până nu-l înțelegeți. Să interpretez altfel. Rana asta pe care o aveți pe suflet, care e mai veche, 4 și 3, da? 3 aici. E deja în trecut. E o rană veche. Trebuie să o lăsați în spate, vedeți? Trebuie să o lăsați în spate. Dar ca să o lăsați în spate, trebuie să căutați lumina, să căutați spiritualitatea, am zis calea de mijloc, alegeți o alegere. E o cale spirituală, iar nouă. Trebuie să alegeți lumina. Pentru că alegând lumina, veți reuși să vă și transformați viața de zi cu zi. Asta zic de zi cu zi pentru că e practică, e materie, sunt monede. Viața de zi cu zi, casa a doua.
Pentru că dacă nu ne vindecăm, alegerile pe care le vom face, iar doi, iar alegeri, doi, al treilea, doi, 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 să vă spună ceva, alegerile pe care le facem nu vor manifesta energie pozitivă, pentru că au în spate această dezamăgire, da? Cum vreți să manifestați spiritualitatea dacă nu v-ați vindecat? Chiar dacă voi căutați lumina, cei care căutați lumină și vreți transformare, încă e o rană care nu s-a cicatrizat. Mai este și mesajul ca un semn de pământ în mod special fecioară să aibă această rană din cauza voastră. Evident că poate să fie și așa. Ne gândim și la varianta asta. Dar am interpretat în primul rând pentru voi. În continuare, în viitor apare valetul de cupe, nevoia de a comunica empatic. Diavolul, o situație toxică și 8 de monede. Trebuie să faceți pace, să vă împăcați, să vindecați, pentru că valetul de cupe poate să fie vindecare, dar poate să fie și un mesaj de împăcare. Trebuie să vindecați această problemă, această tăcere, aceste confuzii, că sunt pe diagonal, da? Tăcere și confuzii. Trebuie să vindecați. Voi sau poate că ei vin. Așa ar fi frumos. Altfel, dacă nu vindecați, se creează toxicitate. Rămâneți ancorați prea mult în trecut și în aceste răni. Mare grijă ce alegeți. Că am vorbit de alegeri mai devreme și mă gândesc și la cei care au înțeles mesajul. Mare grijă ce alegeți. Să nu alegeți din frică, din nevoia de stabilitate, din codependență, să nu alegeți relațiile karmice, pentru că nu puteți intra în cealaltă dimensiune cu lanțurile la gât. Trebuie să munciți. Dar depinde în ce direcție munciți. E o muncă practică. Da, știu că e semn de pământ, munciți, vreți să faceți bani, sunteți obsedați să faceți bani, eventual. Să zicem, varianta cea mai simplă de interpretare. Dar mai e alta, pe care o simt. Ori alegeți o cale a luminii sau să mergeți în căutarea luminii, ori rămâneți în această codependență de nevoile materiale și ar fi păcat. Puteți să munciți pentru că 8 vorbește de transformare, să munciți practic. În momentul, dar, să-l întorc pe urâtul acesta, dacă munciți practic în această cale care va duce și transformarea, și renașterea, și lumina, aveți șanse, pentru că următoarea carte este împărăteasa, aveți șansa de creștere, de abundență, dar care vine pe alte coordonate, nu coordonate toxice, karmice, nu coordonate karmice, da? Asta dacă vă adoptați, vă acceptați transformarea, moartea, renașterea unor situații care v-au dezamăgit, care v-au pus la pat, care v-au creat confuzii, da? Asta dacă vă înțelegeți lecția spirituală, munciți iar transformare, casa 8-a scorpionului, da? Munciți și apare abundența, împărăteasa, energia feminină divină, Venus, că voi sunteți marțieni, blândețea, iertarea, frumusețea. Și atunci se poate comunica în dreptate, se poate manifesta dreptate, justiție. Sau în momentul în care veți atinge această culme, pentru că ați ales calea luminii, se va face dreptate. Unii iar, pentru am vorbit de o trădare, trebuie să faceți dreptate, să discutați. Trebuie să discutați, va trebui să discutați
cu cineva, am vorbit de o trădare undeva în familie. Nu musai de divorț, poate să fie de o separare, de niște acte, de ceva care ține de oficialități, de tribunal. Va trebui să discutați. Pentru că de-abia când se va face această dreptate, veți putea manifesta abundență, creștere și tot ce e mai frumos. Pentru unii să fie în discuție și mama voastră sau soția, mama copiilor, în aceste momente să aibă cotă parte la discuții, mama, soția voastră, la aceste chestiuni care țin de tribunal. Nu-mi place urâtul acesta, nu-mi place deloc. Pentru unii e posibil să aveți o dezamăgire cu cineva cu marcaj în fecioară sau în semn de aer și fecioară. Eu vorbesc de marcaj, nu de semnul de zodie, da? Să înțelegeți, nu vă supărați acum fecioarilor. Poate cineva cu semn, marcaj în semn de, sau soare în semn de aer și marcaj acolo în fecioară. Se fac niște aspecte, în fine, dacă le înțelegeți. Să aveți dezamăgire cu acel personaj și la un moment dat, într-un viitor, să apară cineva cu marcaj în Capricorn și să vă ofere o discuție, dar deocamdată mi se pare destul de emoțional, de imatură, vreau să zic. Aș vrea să clarific. Clarificăm, te rog frumos, 3 de spade. Uf, 3 de spade. Asul de spade, 3 și cu 1, 4. Vrei să faceți lumină în această dezamăgire? Ce legătură are? Mai dăm o carte pentru acest 3 de spade și azi de spade. Ia uite, leu, fecioară, iar apare fecioară, iar apare leu. În fine, să zicem, trecând peste asta. E o dezamăgire care îi vei spune capăt în curând. O dezamăgire la care veți găsi răspunsul. Dar este vorba de o luptă a egourilor. E vorba de o luptă pentru putere între voi și altcineva. Cam greu, deși știu că și scorpionii mai tac uneori, depinde cu ce zodie au de-a face. Sunt zodii care reușesc să fac scorpionii să tacă. Pentru că scorpionii au puterea de sacrificiu foarte mare. Clarificăm și doi de monede. Ok, asta. Ia uite, magicianul. Am zis că cineva v-a manipulat. Cineva vă manipulează în legătură cu banii. Și aici trebuie să faceți voi lumină, să investigați, remitul investighează. Posibil cineva, acel personaj cu care vă luptați tot timpul, un ego imens. Și nu doar ego, că de fapt de-aia apare și diavolul, de-aia că asta este diavolul. Nu vorbesc de zodii. Leul reprezintă ego și ego este reprezentat și de diavol. Cineva v-a mințit în legătură cu niște bani, își dorește foarte mult banii și mai puțin o legătură de suflet. De-aia apar dezamăgirile. Și ar face orice în această luptă pentru putere. E o luptă, e puterea, măi, totuși, e puterea. Și puterea asta, dorința de putere a cuiva vă dezamăgește, dar voi veți găsi răspunsul, calea, victoria. Calea este prin lumină și în adevăr. Veți face niște investigații. Doamne ajută să găsiți și modalitățile de manifestare a abundenței, că am văzut împărăteasa după 8 de monede, urmează împărăteasa. Veți manifesta abundență, dar pe altă cale, nu pe cale toxică. De-aia apare diavolul. Există ego cuiva.
în această poveste. Ok, hai să mai citești și pe vertical. În trecut, moartea, doi de monede și asul de cupe. Voi, scorpionilor, sunteți între sau ați veți în preajmă pe cineva care nu vă are doar pe voi, mai are și altceva. Ori mai are un job, ori mai are o persoană, ori mai are o relație. Există un personaj lângă voi, în preajma voastră sau a fost așa, cu care ați avut o comunicare emoțională, sensibilă, dar a rămas la nivel de început. Nu s-a dezvoltat. E un valet, da? Eventual, personajul acesta, dacă o fi semn de pământ, să aibă și un copil sau să aibă mai mulți copii, doi copii sau un copil, iar. Și trebuie să jongleze, nu să jongleze în sensul urât al cuvântului. Trebuie să-și facă timp, să-și organizeze finanțele ca să se ocupe și de copii și de, eu știu, din fosta relație sau ce-o fi, și de voi. Alții, scorpionii care ați avut două joburi, trebuie să vă vindecați și să renașteți într-o nouă direcție. Acum, pentru că acest doi de monede a fost clarificat de magicianul, da, manifestați ceva nou, manifestați echilibru, nu dezechilibru. Și asta se face doar prin transformare și prin vindecare. De fapt, vindecarea aduce transformare. În prezent aveți patru de spade, eremitul și diavolul. Este o tăcere. Pentru unii aveți un semn de aer, pe cineva cu marcaj în fecioară și cineva cu marcaj în capricorn. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Acum, există o tăcere care devine intoxicantă între voi și cineva. Cu fi semnul fecioare, cu fi semn de aer iar sau capricorn iar, poate să varieze, poate să fie orice semn. Dar cu siguranță acel semn are marcaj în aceste zodii care... despre care am zis mai devreme. Însă, tăcerea este intoxicantă. Însă, aici este lecția spirituală. Unul dintre voi este marcat foarte mult de frică, de relații karmice, de nevoile materiale, da, am zis, între cer și pământ, și celălalt, aici opoziția, da, sunteți pe alt grup de scorpioni, da? Și celălalt este foarte spiritual. Și aici este lupta dintre voi. Iar ego și femeia sau personajul spiritual, nu neapărat femeia, că în general... energia feminină divină caută spiritualitatea. Energia feminină divină din voi, chiar dacă sunteți bărbați, caută spiritualitatea. Înțelegeți, da? Aici este marea diferență dintre voi. Și de aia trebuie vindecat ceva în trecut. Cât timp se manifestă relațiile karmice, veți fi în această durere. Și unul și celălalt. În momentul în care veți manifesta vindecarea, de fapt vindecarea ce înseamnă? Tăierea, asul de spade, spada care taie lanțurile. Tăierea cu trecutul, cu fricile, cu relațiile karmice. Asta este. Și aici este asul de spade, da? Asul. Asta aduce vindecare. Și victorie. Și înțelegere. Ăsta este răspunsul pe care îl căutați în întuneric. Și asta vreți să manifestați. Vreți să manifestați victorie. În această situație. În viitor, acum citesc pe vertical, am zis, oarecum o să semene mesajele, dar cu mici diferențe. În viitor, în momentul în care înțelegeți această situație toxică și reușiți să o vindecați, veți vedea alte opțiuni și veți vedea că aveți putere, deși ați fost răniți și că vă puteți ridica cu victorie într-o nouă direcție, vă puteți transforma viața, puteți să munciți către împărăteasă, către abundența pe care orice om și-o dorește.
Opțiuni pot să fie hobby-uri, dacă aveți probleme financiare, da? Dacă aveți probleme financiare în prezent, din cauza aia, uite, Remito acum sugerează și faptul că ați putea să fiți dați afară de la job, mai ales cu COVID-ul și cu situațiile care sunt sau care au fost. Dar descoperiți! Și v-a fost frică. Diavolul poate să fie și frică. Aoleu, ce fac cu banii? Da. Sau ce o să se întâmple în familie? Cam oameni de crescut, am poate oameni bolnavi în familie, da? Vreți să manifestați ceva nou și descoperiți mai încolo că aveți mai multe opțiuni, că aveți posibilități, că aveți talente. Și dintre toate aceste posibilități, în primul rând, sau printre toate, aveți puterea. Ați trecut prin prea multe, mai ales prin această transformare. Prin prea multe. Și aveți puterea să renașteți, aveți puterea să vindecați această dezamăgire. Și aveți puterea să munciți pe rupte pentru transformarea vieții voastre. Repet, apare, urmează împărăteasa. V-am dat mai multe mesaje, sper să le selectați. Nu toate sunt pentru aceiași scorpion, vă rog. Unii dintre voi la locul de muncă aveți un scorpion, nu un scorpion, vreau să zic, un capricorn, care ar dori să vă facă, să comunice cu voi, însă comunicare pare imatură. Nu cred că vă reprezintă valetul de cupe, cu siguranță. Interesant s-a oprit la soare. Ce am clarificat ultima oară? Nu mai contează. Nu mai contează. Aveți parte de această trezire, da? De acest adevăr, de iluminare. Manifestați iluminarea și adevărul. Și alegeți. Să investiți în oameni care vă vindecă. Da, iar vorbesc de vindecare, iar vorbesc de eliberare. Hai să clarificăm și diavolul. Clarificăm diavolul. Ce reprezintă? Oh, ce mult am vorbit, da, știu că am dat multe variante. Așa am simțit. Nu uitați și primele mesaje pentru cei care au urechi de auzit. Alegeți calea luminii. Alegeți calea luminii, că aceea vă va transforma și în viața de zi cu zi și vă va pregăti calea împărătesei. Interesant. Am zis că urmează după 8 de monede, urmează împărăteasa și justiția. Vi se va face dreptate. Veți fi împărați și împărătese, pentru cei care știu ce zic, dacă alegeți această cale a transformării și a luminii. Nu vă lăsați păcăliți de problemele financiare și nici ținuți în lanțuri de aceste probleme. Problemele acestea sunt aparente. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul. Ia să iau așa, pur și simplu. Ok. Ia, uite, doi de cupe. Diavolul e obsesie acum. Două suflete perechi, dar care... Asta e. Acest suflet pereche, orice zodie ar fi, este obsedat de voi din cauza tăcerii care s-a pus între voi doi. Își dorește foarte mult să vină la voi, își dorește să vină ca nebunul, să luați de la zero. Chiar dacă au fost lupte pentru putere, chiar dacă au fost dezamăgiri, aici este adevărul. Cineva vrea să vină cu adevărul, chiar dacă voi nu
Nu-l găsiți. Dar eu zic că o să-l găsiți și voi. Pentru că înțelegeți că ați fost oarecum păcăliți și găsiți adevărul, nu? Dar va veni și sub altă formă. Acest suflet pereche, intoxicat de voi, obsedat de voi, dependent de voi, într-un fel sau altul, de discuțiile cu voi, este foarte dependent de discuțiile cu voi. Vrea să muncească. Vrea să muncească. Vrea să vindece temperanța. A avut răbdare, da? Vrea să vină cu victorie, iar victorie, iar șase de spade, da? Asul de spade și șase de bâte. Vrea să vină cu victorie și să vindece și să echilibreze situația dintre voi doi. Pentru că a fost un blocaj. Și blocajul ăsta a blocat, blocajul a blocat, e? Mai zic și eu de astea că se mai întâmplă. Accesul la inimă, accesul la rai, puteți să trăiți o relație edenică, chiar dacă în lume se întâmplă ce se întâmplă, atât timp cât nu se deschide inima. Am zis de la început, cineva nu și-a deschis sufletul. Și au fost tăceri, și au fost manipulări, și au fost jonglări de situații. Interesant că vrea să vină acest personaj. Să-și asume riscurile ca să echilibreze situația, să vindece. Okidoki. Acum. Scuze. Din punct de vedere sexual a venit regele de monede, iar regele de monede. Cu fi semn de pământ, iar poate să fie sau să nu fie. Este un personaj evident, potent, bărbat, femeie, nu contează, plin de încredere în potențialul și capacitățile sale de seducție și de satisfacție, da? Însă care se abține, 8 de spade, se abține deși vă adoră, dar ține aceste sentimente în secret. În secret, Marea Preoteasă. Se abține eventual din cauza că este căsătorit sau căsătorită. Hai să mai vedem ce alte mesaje. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent. Nodul Nord în Scorpion. Nu, da. Am văzut iar 3 de spade. 3 de spade, dezamăgire. Cineva a dezamăgit, vai de capul lui. Cine dezamăgește un Scorpion? Iar am văzut 8. Știți cum e? Cine iubește și lasă un Scorpion. Lumea, ce frumos. Valetul de bâte. Și wow, și soarele. Da, e o dragoste obsedantă. O legătură obsedantă. Dar această obsesie și această intensitate și intoxicație, să zic, a fost accentuată tocmai din cauza unor tăceri. Am vorbit de tăcere. Dar acum depinde de voi ce vreți să manifestați. Obsesiile, intoxicația sau dragostea adevărată sau soarele. Aventura, cavalerul de bâte sau dragostea adevărată și lumea. Depinde de voi. Oarecum seamănă, dacă știți să selectați mesajele cu ce am zis mai devreme. Depinde ce alegeți, pământul sau raiul. Ce vreți să manifestați? Interesant, da? Lumea aceasta sau o lume de lumină? Asta se poate manifesta și în viața voastră intimă, da? Pentru asta trebuie să alegeți. Am văzut alegerile. Lăsați în urmă această lume veche și mergeți către soare, că asta face cavalerul de bâte. Adică, puteți să lăsați în urmă pe cineva care da, va iubi cine nu poate. Cine nu iubește un scorpion, scuzați-mă, mai ales dacă ați avut și o viață cât de măcar o noapte, dacă ați avut scorpion, nu ai cum să nu-l iubești și să nu-l adori, da? Că ăștia sunt scorpioni, mai ales în pat. În pat simți adevăratul scorpion. Însă,
nu este suficient. Pentru că voi vreți mai mult. Afară de satisfacții fizice, materiale, voi vreți niște trăiri profunde. Vreți trezirea, da? Vreți să simțiți acel rai, cum am zis mai devreme, între pământ și rai. Și o cale de mijloc. Dacă ați merge amândoi în lumină, ați reușit să o simțiți amândoi. Ați reușit să o simțiți amândoi. Evident că este și un semn de foc, cineva cu marcaj un semn de foc care va atrage către ei și vreți să lăsați în urmă un capitol, alți oameni, niște semne fixe pentru unii. Însă, trecând și peste aceste mesaje, există cineva care vine, am mai văzut cavalerul de spade și nebunul, da, cred că e același personaj, acum manifestat de cavalerul de bâte, evident că vorbim de sexualitate și apar bâtele. Este un personaj care vrea să comunice, vrea să vină înspre voi să vă fure, vrea să vă arate o nouă lume, vrea să vă arate cât vă iubește. Acest cavaler, cine este, poate fi oricine, poate să fie chiar acest personaj care vrea să muncească și să vă pună pe acel post de împărăteasă sau împărat, da? Să fiți perechea lor divină. Însă, aici, se manifestă același mesaj sub alte cărți. Vă adoră, v-ar lua în această călătorie în care să explorați amândoi și latura voastră pământeană, senzuală și latura voastră spirituală. O călătorie sexuală în care creșteți spiritual. La capătul... Ia uite, cavalerul de spade. E a doua oară când apare. Cavalerul de spade. Același cavaler, iute. Și nu e vorba de imagine, că cineva... Dar această tăcere a fost ca un bici pentru amândoi, nu doar pentru voi, nu doar pentru ei, a fost ca un bici, a fost o tăcere între voi și cineva și acest suflet pereche, nu contează zodia. Între cine a fost această tăcere, a fost ca un bici, a durut și nu v-ați așteptat, însă ați învățat să o lăsați în spate, ați învățat să vă descătușați și să... Vă regăsiți să vă descătușați de aceste lanțuri, de aceste obsesii. Tăcerea asta va ajuta să crește spiritual. Revin la etalarea inițială. Va ajuta să crește spiritual, pentru că sunt niște lanțuri rupte aici, da? Și este urmat de male preot. Va ajuta să crește spiritual și vă ajută să vă găsiți patru de bâte. Perechea perfectă, flacăra geamănă. Pentru unii dintre voi această tăcere să fi fost din cauza unei căsătorii. Da, dragii mei, sper că ați înțeles. Nu uitați de primele mesaje care au fost pentru cei care vă faceți lecțiile, da? Interesant, iau ce frumos, că după soare apare și steaua. Wow, perechea de destin. Vai ce frumos! Vai ce frumos! Da, lăsați o lume frumoasă în spate, dar în față aveți ceva cu mult mai înalt ca și vibrație. Soarele și steaua. Perechea de destin. Wow, ce frumos! Personajul care vă vindecă, vă trezește, vă arată calea. Găsiți calea împreună. Pentru aceasta totuși trebuie să lăsați ceva în urmă, o lume, un capitol să se încheie. Chiar dacă a fost frumos, chiar dacă aveți amintiri. Am vorbit foarte mult la Scorpion. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!